Guvernul taie facilitățile fiscale pentru angajații din construcții și agricultură. De la 1 septembrie aceștia vor achita contribuțiile la sănătate, ceea ce va duce la scăderea salariilor cu sute de lei. Concret, câți bani pierd aceștia, știe colega mea Cătălina Mănoiu. Bun găsit. În momentul de față, salariul minim în construcții este de 4.000 de lei salariul brut, iar în mână, angajații care lucrează în construcții pentru acest salariu minim primesc 3.150 de lei. Au contribuție zero la sănătate de mai mulți ani, însă guvernul vrea să schimbe această regulă, iar de la 1 septembrie ar putea să plătească contribuția la sănătate, care este în valoare de 10%. Asta ar face ca, de exemplu, un salariu minim în construcții să scadă de la 1 septembrie cu 400 de lei, cu atât vor încasa mai puțin angajații care lucrează în construcții. Vizați de această măsură sunt și cei care lucrează în agricultură. Aici salariul minim este de 3.000 de lei, iar în mână un angajat care lucrează în agricultură primește la final de lună 2.360 de lei. Are și el contribuție zero la sănătate, se schimbă lucrurile, s-ar putea aplica de la 1 septembrie o contribuție de 10%, bani care să meargă la fondul de sănătate, iar asta ar face ca, de exemplu, salariul minim din agricultură să scadă cu 300 de lei, bani care merg la stat sub formă de contribuție la sănătate. Avem în momentul de față angajați în construcție aproximativ 420.000 de angajați. În agricultură sunt peste 87.000 de angajați, iar în industria alimentară sunt aproximativ 158.000 de angajați, persoane care în momentul de față nu plătesc această contribuție la sănătate. Guvernul vrea să crească încasările la bugetul de stat și recurge, potrivit unor surse, la această soluție. Este însă și o modalitate prin care reușește statul să îndeplinească jalonul din Planul Național de Redresare și Reziliență, care spune că treptat România ar trebui să renunțe la facilitățile fiscale pe care le acordă.